judecată. Din start aș dori să fac o precizare, anume că primăria municipiului Chișinău încă nu a fost expropriată de aceste terenuri, așa cum a fost vehiculat în presă, dar riscăm să fim deposedați în mod ilicit de către Agenția Proprietății Publice. Prin acțiunile sale, pretind asupra dreptului de proprietate și doresc să ia în gestiune circa 500 de terenuri, care de fapt noi considerăm că sunt proprietatea municipiului Chișinău. Aceste terenuri fac parte din două categorii. Una, terenurile care au fost înregistrate la cadastru în anii 98-2000 ca proprietatea Republicii Moldova, având în vedere că la acel moment legea nu prevedea o delimitare între proprietatea publică a statului și proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale. Și a doua parte de categoria terenurilor care intră în aceste 500 sunt terenurile care au fost delimitate prin deciziile Consiliului Municipal Chișinău, iar oficiile cadastrale refuză să înregistreze dreptul de proprietate. Considerăm că aceste acțiuni sunt contrar atât Constituției Republicii Moldova, Codului Funciar, cât și altor legi care expres prevăd dreptul de proprietate publică a terenurilor. Nu știu, domn primar, care este scopul final al acestor acțiuni. Cert este că această situație, pe de o parte, blochează buna gestionare